Programul de guvernare prezentat astăzi de PNL arată clar românilor de ce guvernul Orban nu vrea să facă public bugetul pentru anul viitor. Nu au absolut niciun răspuns la criza sanitară și nici la dezastru economic. Nu au prevăzut nici o măsură pentru combaterea pandemiei. PNL vrea doar să continue haosul. Reforma sistemului sanitar, cu care se lăudau zilele trecute, lipsește cu desăvârșire. Nu există niciun plan pentru testare extinsă și gratuită pentru toți românii. Nu există niciun plan pentru creșterea capacității ATI. Educația rămâne și ea în beznă. Nici o soluție pentru cei peste 1 milion de copii care, în prezent, nu au acces la educația online. Alocațiile promit să le mărească peste 4 ani. În schimb, PNL promite că taie pensiile. Majorarea punctului de pensie în viziunea PNL este, de fapt, o tăiere. Conform legii, anul viitor, punctul de pensie trebuie să fie de 1875 de lei. PNL spune că abia în anul 2024, deci peste 4 ani, punctul de pensie va fi de 1841, deci mai mic cu 34 de lei față de mărirea prevăzută pentru anul viitor de lege. Pentru anul viitor, nu peste 4 ani. Guvernul PNL fură banii românilor din pensiile private, neacordând procentul de 6% prevăzut de lege. Asigură doar 4,75, dar peste 4 ani și aceștia. Nici criza economică nu există pentru PNL, nici o măsură concretă pentru revenirea economică, nici o măsură pentru sectoarele grav afectate anul acesta. Pentru guvernul PNL, Horeca nu contează nici în următorii 4 ani. Nici agricultura. Nu există nicio măsură pentru producătorii români. Oricum le-au rezolvat acum de tot. Au închis piețele și au tăiat finanțarea programelor de succes. Astăzi, tocmai ne-au anunțat că așa vor face și pentru următorii 4 ani. Vorbesc, în schimb, de consolidare fiscală, fără să propună ținte de creștere a colectării veniturilor bugetare. Prin urmare, dacă nu-și consolidează bugetul prin creșterea colectării, atunci de unde taie? Câți bugetari vor fi concediați? Din ce domenii? Din sănătate? Din educație? Cu cât vor crește TVA-ul? Pentru că în programul prezentat astăzi nu este asumat nicăieri clar că nu vor crește taxele. Cât va fi salariul minim? Dar pensia minimă rămâne înghețată? Ce se întâmplă cu tinerii din această țară? Pentru ei, PNL nu prevede nicio măsură. La capitolul infrastructură a mai rămas ca PNL să promită că asfaltează Calea Lactee. Ei n-au fost în stare să demareze nici măcar un proiect nou în acest an. Încă taie panglici la autostrăzile făcute de PSD. Decât să mintă cu nerușinare că vor face mii de kilometri de autostradă, mai bine ar face ceva acum, pentru ca România să nu piardă miliarde de euro din fondurile europene. De exemplu, să dea drumul la proiecte. Mai mult,
Deși își fac reclamă peste tot cu fondurile europene care vor curge peste România, guvernul Orban tocmai a tăiat la rectificarea bugetară 2,5 miliarde de lei de la fonduri europene. De ce? Pentru că nu au fost în stare să le cheltuie, să absoarbă această sumă. Prin urmare, concluzia este una singură. Să lase poveștile și să prezinte românilor bugetul. Să le arate clar că anul viitor nu va fi anul austerității, al sărăciei și al șomajului. Vă mulțumesc!